numesc Alexandru Neamțu, sunt reprezentantul companiei Syngenta pe zona de centru. Sunt responsabil de cultura mare. Respectiv, astăzi suntem în gospodăria din raionul Criuleni. Administratorul companiei este domnul Mihai Cerguță. Cu dumnealui avem o colaborare de mai mulți ani, o colaborare frumoasă. În câmpul dat, problema principală care este făinarea, făinarea care se dezvoltă deja, inclusiv sub formă de pustule. Avem pernuțele tipice pe care noi le identificăm, atât pe tulpină, pe pai, cât și pe principalele frunze de la bază, doar că, din păcate, în anumite locuri deja se evidențiază inclusiv și făinarea pe frunzele superioare a plantei. Domnul Mihai Cerguță, la recomandarea noastră și inclusiv analizând produsele existente pe piață, a făcut o alegere extraordinar de bună în utilizarea produsului fungicidului companiei Syngenta Amistar Prime. Avem un produs care se vinde la pachet. În același pachet avem două produse, Amistar și Prime, respectiv Amistarul utilizăm în doză de 0,75 litri la hectar, Prime-ul utilizăm în 0,36 litri la hectar. Produsul dat, Amistar Prime, are acțiune atât preventivă cât și curativă. Chiar și infecția care noi deja o urmărim că ea există, va fi localizată, respectiv frunzele care urmează a fi în plină dezvoltare până la spic, vor fi categoric protejate de produsul dat. În afară de asta, preventiv, produsul o să mai lucreze inclusiv la septoria de care v-am mai spus și respectiv în caz că vor fi condiții favorabile pentru rugină, inclusiv va preveni și rugina. Condițiile de temperaturi sunt foarte delicate în acest an. Avem temperaturi pozitive de 13, 14, 15 grade ziua, avem temperaturi în jur de 5-6 grade noaptea, ceea ce nu toate produsele existente în piață fac față în astfel de condiții. Amistar Prime a fost vândut anul trecut și respectiv în condițiile de anul trecut ne-am convins că este un produs excepțional de bun, dar mai ales în condițiile de anul acesta observăm că este soluția cea mai bună pentru fermierul din Republica Moldova și nu doar. Sunt conducătorul unei întreprinderi de stat, staționarea tehnologică experimentală Maximuca. Avem în gestiune 1308 hectare care sunt cultivate toate cu plante de câmp. Începând de la rapiță, grâu, orz, porumb, floare, mazăre, muștar și salvie. Deci acest grâu este semănat după cultura rapiței, unde a fost făcut o descuitură, cultivatul și semănatul. Astăzi noi facem prelucrarea câmpului cu fungicide, insecticide și erbicide. Am observat că în cultură a apărut un șir de neplăceri, începând cu boala, da? Dintre care avem și făinare. Noi am hotărât totuși toate grânile să le prelucrăm anul acesta cu Amistar Prime. Situația care este la moment în grâu, da, este o situație pentru care trebuie de lucrat, trebuie de protejat grâul, fiindcă este o infestare destul de puternică din partea la făinare, este o infestare medie din partea la septorioză și helmintosporioză, dar noi vă asigurăm că produsul nostru, Amistar Prime Pack, o să vă păstreze frunza sănătoasă. Mai departe, vă suntem la dispoziție cu ajutorul venit din partea noastră, cu sfaturile venite din partea noastră și în orice clipă putem să împreună să analizăm câmpurile și să venim cu niște sfaturi din partea noastră a reprezentanților companiei Syngenta. Vă mulțumim mult și vă urăm mult succes!